Suntem în plină toamnă, ba mai mult decât atât, peste câteva zile, odată cu luna decembrie, ar putea să apară și primii fulgi. Odată cu această schimbare de vreme, suntem predispuși la răceală și gripă, mai ales copiii. Care e temperatura care ar trebui să ne pună pe gânduri, dar și ce ar trebui să facem atunci când copiii noștri răcesc? Aflăm astăzi de la doamna Olesea Guller, medic-pediatru. Bună dimineața și bine ați venit aici la Tezaur TV! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit! Doamna Olesea, pe data de 21 noiembrie a marcat Ziua Mondială a Pediatrului și vrem să vă aducem sincere felicitări. Și pentru Mulțumesc. Început să ne spuneți când ați îmbrățișat dumneavoastră această profesie. Am devenit medic-pediatru format în anul 2007 și de atunci practic pediatria până ziua de astăzi și este o plăcere să lucrez cu copiii. Cum a venit această dragoste pentru copii? Și pentru medicină? Pentru medicină am simțit acel imbolt că îmi doresc să devin medic-pediatru încă de pe băncile școlii, fiind elevă. Mi-a plăcut tot ceea ce ține de medicină și a fost un vis al meu pe care l-am realizat în continuare după absolvirea școlii. Și pediatria, vreau să zic că am îndrăgit-o nu din prima, pe parcurs, în special atunci când deja am început să o simt, să o practic, și din acea zi și până acum, dragostea mea față de pediatrie și de tot ceea ce fac în fiecare zi crește tot mai mult și mai mult. Ce frumos! Spuneam eu că suntem, de fapt, în perioada rece a anului, atunci când suntem predispuși la răceală, gripă, noi, dar mai ales copiii. Ce facem atunci când copilul nostru are câteva simptome de răceală, a virozei, și cum ar trebui să procedăm? Ce ar trebui să facă părinții? Pentru că sunt mămici care intră în același moment în panică și aș vrea să le dăm un ghid din câțiva 3-5 pași pe care ar trebui să urmeze. Da, eu înțeleg perfect părinții care își fac griji pentru copiii săi, e și normal acest lucru, doar că țin să vin cu o încurajare pentru toți părinții atunci când copilul se îmbolnăvește și are primele semne de viroză, să știți că nu este un moment atât de grav, da? Deci se poate de interveni la domiciliu cu niște sfaturi foarte simple și pe care puteți să le urmați de fiecare dată când copilul face o viroză. Necesitatea de a merge la un medic este atunci când lucrurile nu merg bine sau starea copilului se agravează. Dar la domiciliu putem interveni prin niște metode de îngrijire foarte simple, de a oferi copilului cât mai multe lichide în perioada când este bolnav, de a oferi un climat satisfăcător în anturajul copilului. Mă refer la temperatura aerului care trebuie să fie în încăperea unde se află un copil bolnav. Temperatura aerului trebuie să fie în mediul 18-20 de grade Celsius și nu mai mult. Să oferim o umiditate corespunzătoare a aerului care s-ar afla în mediul între 40-60%. Să oferim alimente copilului după necesități. Unii copii, atunci când se îmbolnăvesc, mai refuză alimentația obișnuită, dar nu insistăm foarte, foarte mult, dar îi oferim oricum un minim necesar de alimente pentru a-i asigura o însănătoșire cât mai grabnică. Și atunci când copilul, spre exemplu, face febră, la fel nu este un motiv de îngrijorare, deoarece febra este răspunsul organismului la acțiunea virusului cu care s-a întâlnit copilul și își face imunitate în așa mod. Și febra, vreau să menționez că există de două tipuri, febra roșie și febra albă. Și atunci când copilul face febra roșie e cu mult mai simplu, deoarece cedarea căldurii se petrece mai ușor și o scădem cu preparate antipiretice, cu ibuprofen sau paracetamol, doar atunci când este mai mare de 38,5 grade Celsius. Iar în cazul febrei albe, ce înseamnă febra albă? Deci copilul are temperatura înaltă a corpului, dar membrele superioare și inferioare, mă refer la mâini și la picioare, sunt reci ca gheața, da? Uneori chiar vineții. Și în asemenea caz e nevoie de adăugat la tratamentul cu antipiretice un spasmolitic, mă refer la drotaverină, la papaverină, pentru a înlătura acest spasm vascular de la periferie și a ajuta febra să cedeze mai ușor.
iată ce ține de febră. Dacă mai avem și alte simptome, cum ar fi rinoree sau secreții nazale, nas înfundat, atunci toți părinții cunosc și toți părinții practic au la domiciliu apa de mare. Pentru nasul înfundat folosim apa de mare hipertonică, pentru lavajul nazal și igiena nasului folosim apa de mare izotonică. Deja medicamentele nemijlocit sunt indicate de către medic în urma unei consultații. Și la fel, o viroză poate fi însoțită și de o durere în gât, de o tuse, fie uscată la început, după care umedă. Și pentru gât, în funcție de vârsta copilului, putem folosi substanțe antiseptice care micșorează edemul și inflamația din gât. Ceea ce ține de tuse, încurajez părinții să nu experimenteze, dar să vină la o consultație pentru a primi indicațiile și recomandările corecte. Vorbeați de febră și mă gândeam care totuși e temperatura corpului la copil care ar trebui să ne pună pe gânduri. Depinde cum o măsurăm. Dacă o măsurăm axilar, în fosa axilară, atunci temperatura normală a corpului este până la 37, în funcție de vârsta copilului. La copii în primele 6 luni de viață poate fi o normalitate și până la 37,5 grade Celsius. La copilul mai mare, până la 37. Numim subfebrilitate 37 până la 38 grade Celsius, măsurată axilar, temperatura, concretizez, și după 38 și mai sus, deja este febră. Putem să credem în miturile naturale de vindecare a febrei, precum să folosim oțet, nu știu, toate aceste mituri pe care le-am preluat cumva de la părinți, bunii? Da, sunt, nu știu dacă sunt mituri, poate niște tradiții așa transmise din generație în generație, și dacă să vorbim concret despre utilizarea oțetului în scăderea febrei la copil, vreau să rog insistent părinții să nu utilizeze această metodă, pentru că pielea copilului, fiind una foarte fină și bogat vascularizată, absoarbe instantaneu practic oțetul și putem să avem cazuri de intoxicație cu acid acetic și cu urmări destul de grave pentru sănătatea copilului. Dacă doriți să utilizați metodele fizice de scăderea temperaturii corpului, atunci recomand să folosiți apa călduță. La fel, foarte bine ajută, numai rău ca apa cu oțet. Atunci când copilul refuză să mănânce, cum procedăm în acest caz? Vă referiți la situația când face o viroză? Da, exact. După cum ziceam, îi propunem un minim necesar, ceea ce dorește el, în cantități, da, mai mici, ca de obicei, și e clar și putem să-l înțelegem că e bolnav, și noi adulții când suntem bolnavi, la fel nu prea avem poftă de mâncare, în special în primele zile de boală, și cu multă răbdare îi oferim minim, măcar din alimentele pe care trebuie să le consume. Nici de cum nu le impunem, nu-l forțăm nici să mănânce cât mai mult, cu atât mai bine. Nu, cu siguranță, pentru că ulterior poate să apară repulsie față de mâncare și mai greu ieșim din așa situație. Când ar trebui de administrat antibioticul la copii? Când e cazul ăsta? Antibioticele se administrează doar la prescripția medicului și le prescriem atunci când o infecție respiratorie virală acută cauzată de un virus inițial s-a complicat sau s-a suprapus și o infecție bacteriană în aceste cazuri. Și când avem, spre exemplu, situația că copilul face febră mai mult de 5 zile, nu este o dinamică pozitivă a febrei, se menține o febră înaltă, greu cedează la antipiretice, se agravează starea copilului, acestea sunt indicații de a veni la o consultație la medicul pediatru și după efectuarea unei analize generale de sânge se ia decizia dacă e necesar de administrat antibioticul sau nu. Dar infecțiile bacteriene, cele mai frecvente unde sunt recomandate antibioticele, sunt amigdalitele bacteriene, sinuzitele bacteriene, otita medie acută la copil, pneumonia acută și altele. Există totuși o diferență între răceală și gripă? Sigur că da. Care ar fi aceasta? Deci noi numim răceală virozele comune care se întâlnesc în sezonul de toamnă, primăvară, și mă refer aici la virozele cauzate de virusul respirator sincițial, la adenovirus,
la virusul paragripal, rinovirusul și altele, pe când gripa la fel este cauzată de virus, de virusul gripal, însă diferența între simptomatica clinică diferă foarte mult, pentru că gripa se consideră una dintre cele mai severe infecții respiratorii virale și are o clinică aparte, după care noi, doctorii, cu ușurință ne dăm seama că aici poate fi vorba de o gripă și nu de alte viroze sezoniere. Bun, dacă copilul nostru este răcit, îl scoatem afară să respire aer curat sau îl ținem neapărat doar în casă? Se recomandă să scoatem copilul chiar și dacă este bolnav afară, pentru că asta îi face doar bine, doar că menționez că după ce îi scădem temperatura, da, deci când obținem o temperatură normală a corpului, se recomandă să mergem afară la plimbare. Și un subiect sensibil, dar foarte important pentru fiecare părinte, pe care l-ați abordat și dumneavoastră pe pagina de Facebook, e corect sau nu să ducem copilul la grădiniță în perioada în care e bolnav? Repet, deci virozele sunt infecții cauzate de virus și cel mai des copiii fac în primii ani de viață anume aceste infecții și în primele zile de boală, în funcție de virusul care a cauzat boala, copilul este contagios pentru ceilalți copii cu care contactează și în mediul această perioadă de contagiozitate este de 5-7 zile și în asemenea situații recomand să rămână copilul la tratament la domiciliu și după ce obținem o ameliorare a stării generale, copilul poate să se reîntoarcă în colectivitate. Dar pentru a nu ajunge la astfel de situații, ce recomandați părinților? Cum am putea să creștem imunitatea copiilor? Foarte simplu, de fapt. Mulți își doresc, da, deci o pasteluță minune sau un sirop sau ceva de genul care să ajute prompt, imediat și acum în îmbunătățirea imunității copilului, însă regulile sunt simple, să oferim copilului o alimentație echilibrată, să primească cantitatea necesară de lichide, să facă cât mai frecvent plimbări în aer liber, să respecte regulile simple de igienă personală și atunci când s-a îmbolnăvit să nu ne implicăm foarte mult cu tratamente diverse, să apelăm de fiecare dată la un medic specialist ca să primească acel copil care s-a îmbolnăvit un tratament corect, pentru că, cu părere de rău, în multe cazuri avem așa situații că copilul primește foarte multe medicamente care nu sunt argumentate. În cazul bebelușilor nou-născuți, cum ar fi mai corect să procedăm atunci când vedem primele simptome? Ne adresăm imediat la medic sau încercăm cumva să remediem situația acasă? Copilul nou-născut și în special copilul în primele luni de viață, deci poate să dezvolte foarte rapid, fulminant, o formă severă de boală și anume la această vârstă se recomandă la apariția primelor simptome de viroză să se adreseze părinții după consult medical. Ați avut situații în toată cariera dumneavoastră când părinții s-au adresat atunci când situația deja era foarte critică și cum ați procedat în acest caz? Da, au fost asemenea situații, dar de fiecare dată am intervenit cu recomandările și cu medicamentele necesare și copiii s-au făcut bine până la urmă. Da. Recent, dumneavoastră ați reușit să lansați și o carte, da, care a fost numită Fii tu pediatrul copilului tău. Da, aceasta este. Aceasta este și ne bucurăm tare mult că ați reușit să veniți și cu ea în platoul nostru. Când a avut loc lansarea oficială? Lansarea cărții a avut loc pe data de 30 octombrie. 30 octombrie. Da. A fost un vis pentru dumneavoastră? A fost o realizare a mea și am avut plăcerea să am alături de mine la lansarea cărții cei mai dragi oameni pe care am în viața mea și aici mă refer la familia mea, la colegii mei și la pacienții mei.
Dar când a venit ideea de a scrie o carte și cum a venit? A venit în primăvara aceasta, această idee, și am realizat, am scris de fapt cartea în vara anului 2023, după care au urmat toate etapele pentru a vedea lumina zilei și uite că pe 30 octombrie am putut să o țin în mână. Despre ce este această carte? Ce ați menționat acolo? În carte m-am expus asupra creșterii și dezvoltării copilului în primii 3 ani de viață, cum îmi place mie să zic, cele primele 1000 de zile din viața unui copil, care consider că sunt temelia unei creșteri și dezvoltări armonioase a copilului și ulterior servesc ca o bază de menținere a sănătății viitorului adult. Și aici, la începutul cărții, o să găsiți sfaturi cum să îngrijiți un nou-născut, toate momentele și toate întrebările care apar în această perioadă, după care creșterea, dezvoltarea, multe întrebări legate de creșterea copilului în primul an de viață. Am scris și despre vaccinare. Deseori apar multe întrebări din partea părinților la această temă. Am descris abilitățile de dezvoltare ale copiilor în primii 3 ani de viață, despre dezvoltarea limbajului și după care, în a doua parte a cărții, am abordat cele mai frecvente situații de boală cu care se întâlnesc copiii și respectiv și părinții acestora și am venit cu sfaturi concrete cum am putea să ajutăm atunci când medicul pediatru poate nu este disponibil sau părinții nu au posibilitate să vină la o consultație și ca să le ușurez viața, m-am gândit să vin cu acest ghid cu informații utile, să nu fie impuși să caute foarte multe informații pe online, care este diversă, și inspirându-mă din experiența pe care o am în pediatrie, m-am gândit să scriu acest ghid și l-am și denumit astfel: Fii tu pediatrul copilului tău, sperând că părinții o să fie mai încrezuți în puterile sale proprii atunci când o să lectureze acest ghid și o să fie siguri că eu, fiind medic pediatru, am venit cu o informație veridică pentru ei. Cu siguranță. Și dacă tot ați specificat în cartea dumneavoastră despre vaccinuri, spuneți-ne și nouă, ce părere aveți? Vaccinăm sau nu copilul? Vaccinăm copilul cu siguranță și foarte mulți părinți au frica de reacții adverse post-vaccinale. Vreau să menționez că în mare parte aceste reacții de care toți se tem și își fac griji, sunt niște reacții locale, minime, care, bine, durează nu foarte mult, câteva zile, 2, 3, 4 zile, după care cedează și nu se întâmplă nimic grav cu starea de sănătate a copilului. Doar trebuie să fim informați, să le acceptăm, să avem la îndemână tot ce este necesar pentru a le combate, mă refer la febra sau chiar susceptibilitatea în mare parte care poate să apară după vaccinare, să aplicăm remedii corespunzătoare atunci când avem o reacție locală în locul injectării vaccinului, cum ar fi o roșeață, un edem, o durere locală, și să avem răbdare și să-i oferim suportul copilului pentru a trece ușor peste această perioadă. La ce vârstă e totuși preferabil de a se vaccinul, de se administra? Exact. Deci avem un calendar național de vaccinare și conform acestui calendar avem și vârstele care sunt recomandate de Organizația Mondială a Sănătății în care să ne vaccinăm copiii. Și primul vaccin se administrează în primele zile de viață, fiind la maternitate, după care urmează celelalte etape de administrare la vârsta de 2, 4 și 6 luni, apoi urmează vaccinarea la 1 an, la 2 ani și după 2 ani deja tot mai rar și mai rar ne vaccinăm copiii. Și dacă tot am vorbit despre cartea dumneavoastră, Fii tu pediatrul copilului tău, există prietenie între pediatru și copii și cum reușiți să formați această legătură? Sigur că există, pentru că altfel ar fi greu să tratezi un copil și contează foarte mult atât relația pediatru-copil, cât și relația pediatru-părinți. Și e foarte important să obții acea încredere din partea părinților,
să fie și părinții deschiși atunci când vin la o consultație. Și eu, din partea mea, ca și medic pediatru, ofer toată atenția, toată grija și toată dragostea mea. Și atunci când tratez un copil, chiar dacă nu este al meu, de fiecare dată îl tratez de parcă este copilul meu. Asta e și secretul, de fapt. Unde pot fi găsite cărțile dumneavoastră? Deci, la moment, cărțile nu sunt în vânzare în librării, dar urmează. Deci, duc acum tratative cu librăriile și cred că în scurt timp, până la sfârșitul anului, se vor găsi și în librării. La moment, dacă sunt cointeresați părinții să procure această carte, îmi pot scrie mie în personal pe pagina mea de Facebook, care se numește Olesia Guler, pediatrul copilului tău, și pe pagina de Instagram, olesiaguler.pediatru. Vă mulțumim și, pe final, câteva sfaturi pentru părinții noștri pentru a avea o colaborare, o creștere frumoasă, armonioasă cu copiilor. Părinților le doresc, în primul rând, să aibă foarte multă grijă și răbdare în ceea ce ține de creșterea și dezvoltarea copilului. Atunci când au întrebări și nu sunt siguri cum să procedeze în anumite situații, mai degrabă să ceară sfatul unui medic decât să facă unele greșeli și să se bazeze pe sfatul prietenilor sau rudelor mai în vârstă. Sau pentru pe că... remedii naturale, sau pe, de mult. Exact. Deci cum o să vă ghideze un specialist în pediatrie, nu o să o facă nimeni. De aceea încurajez părinții atunci când au întrebări, chiar și pe online, foarte des le răspund. A, deci sunteți activă și acolo, veniți și acolo cu răspunsuri. Da, pentru asta și am creat aceste pagini unde părinții îmi scriu și eu le răspund. Mă strădui să le răspund la majoritatea și dacă în cazul în care deci copilul s-a îmbolnăvit și doriți o consultație și recomandări corecte, atunci vă invit la consultație la cabinet. Iar în cazul în care, nu știu, sunt primele simptome și părinții au nevoie de câteva răspunsuri la întrebările lor, vă pot găsi pe pagina de Facebook, da. Olesia Guler, pediatrul copilului tău. Vă mulțumim tare mult pentru că în această dimineață ați ajuns aici la Tezaur TV. Cu siguranță și nouă, dar și celor de acasă, aceste informații ne vor prinde bine și de fiecare dată vă mai așteptăm cu drag. Mulțumesc, o zi frumos!